În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați și surori întru Hristos, iată-ne în prima duminică din Triod, duminica a 33-a după Rusalii, a Vameșului și a Fariseului. De astăzi intrăm în perioada aceasta care ne pregătește pentru Sfântul și Marele Post, iar din martie vom începe Postul cel Mare, până când Triodul va culmina cu învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți, la un moment dat, Sfântul Siluan Atonitul, când a mers în mănăstire, în muntele Athos, a căutat foarte mult să se apropie de Dumnezeu. Pentru că degeaba trăiești pe pământ dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă habar n-ai cine este Dumnezeu, dacă nu te-ai întâlnit măcar o dată cu El în viață. Și El ajunsese într-o asemenea stare încât spunea că mă așezam la rugăciune și camera mea era plină de diavoli. Și nu, noi nu înțelegem, pentru că noi niciodată n-am văzut un înger, dară-mi-te un diavol, da? Dar un om care se roagă atât de aprins, care caută atât de intens să se apropie de Dumnezeu, chiar simte lumea nevăzută a îngerilor și a diavolilor. Și zice că m-am pus în genunchi și în fața mea s-a așezat un diavol ca să mă închin lui. Și în momentul acela ceva s-a rupt în mine, spunea el. Și uitați ce scria el. În momentul acela s-a rugat. Doamne, Tu știi că eu vreau să mă rog Ție cu minte curată, însă diavolii se împotrivesc. Spune-mi Tu ce trebuie să fac pentru ca să se depărteze de la mine. Și atunci am primit în inima mea răspunsul acesta al Domnului. Cei lipsiți de smerenie au întotdeauna de suferit de pe urma diavolilor. Și atunci am răspuns, cât de milostiv ești, Doamne! Sufletul meu Te cunoaște. Spune-mi ce trebuie să fac pentru ca să se smerească sufletul meu. Iar Domnul a răspuns în sufletul meu, ține-ți mintea în iad și nu deznădăjdui. O umanitate întreagă a rămas înmărmurită când a citit acest cuvânt. Ține-ți mintea ta în iad și nu deznădăjdui. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru secolul 20-21. Pentru că Sfântul Siluan a trăit în secolul 20. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Adică, noi nu putem trăi vorba Sfântului Siluan așa cum a trăit-o el, pentru că intensitatea trăirii lui duhovnicești noi nu o avem. Dar la nivel așa simplu, cum suntem noi, putem trăi și noi vorba aceasta. Adică, țineți mintea în iadul tău. Acceptă că ești în iad. Acceptă că viața ta va duce spre iad. Pentru că faptele noastre sunt rele. Pentru că viața noastră e una rea. Să acceptăm lucrul acesta, să știm clar, doar mila lui Dumnezeu ne poate mântui. Pentru că noi nu avem nicio faptă bună. Și rugăciunile noastre sunt cum sunt, și faptele noastre, și venitul nostru la biserică este cum este. Totul e pătat de mândrie și de păcat. Și de aceea să ne ținem mintea în iad, dar să nu deznădăjduim, că avem un Dumnezeu bun care ne iubește. Vedeți? Exact despre aceasta ne vorbește Evanghelia de astăzi. Evanghelia Vameșului și a Fariseului. A celor doi care merg la biserică, la templu, să se roage. Și fariseul stătea undeva aici în față și spunea rugăciuni mândre. De fapt, el nici nu se ruga, ci doar se lăuda în fața lui Dumnezeu. Ați auzit cu toții Evanghelia. Iar în spate, undeva acolo, cu capul plecat, bătându-se cu pumnul în piept, se ruga Vameșul, Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. Aceasta este atitudinea pe care ne învață Dumnezeu că trebuie să o avem începând de astăzi, când intrăm în triod. Să ne autoevaluăm, să ne dăm seama că viața noastră este un iad pe care noi ni l-am făcut, nu ni l-au făcut ceilalți, pe care noi, cu deplină voire, cu întreaga noastră hotărâre, ni l-am adus în viață. Nimeni nu-i vinovat.
și dându-ne seama de lucrul acesta, să pornim perioada triodului cu smerenie. Vedeți, am să vă invit astăzi să învățăm să ne rugăm și noi, așa cum s-a rugat vameșul din această Evanghelie. Pentru că atitudinea pe care a avut-o vameșul, trebuie și noi să o avem nu doar duminică, ci și luni, și marți, și miercuri, și totdeauna. Uitați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca 18 cu 13. Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci își bătea pieptul zicând, Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Și la sfârșit vedem că însuși Iisus laudă atitudinea vameșului. Uitați ce zice în versetul 14. Și zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela. Iubiți credincioși, care sunt cele 5 elemente de care are nevoie rugăciunea noastră ca să fie bine primită în fața lui Dumnezeu? Uitați, în primul rând, când ne rugăm lui Dumnezeu, trebuie să aducem cereri sincere. Sincere. Noi oamenii trebuie să și cerem lui Dumnezeu. De fapt, cam asta facem tot timpul, da? Că îi tot cerem lui Dumnezeu. Dar ce facem noi, de fapt, prin a cere? Recunoaște că suntem ființe dependente. Doamne, dacă nu mă ajuți Tu, sunt terminat. Sunt ca vai de mine. Sunt nimeni în drum. N-am nicio putere, n-am niciun dar, niciun talent, nicio frumusețe, nicio capacitate. Ajută-mă, Doamne! Nu sunt de ajuns doar rugăciunile de laudă și de mulțumire. Trebuie doar să-i și cerem. Pentru că doar îngerii îl laudă și îi mulțumesc de Dumnezeu. Ei nu mai au nimic nevoie de la El. Dar noi avem nevoie și trebuie să-i cerem cu sinceritate, recunoscându-ne dependența de El. Poate știți, poate nu știți, cuvântul sincer vine de la romani și vine de la negustorii romani, mai precis. Ei vindeau statui sculptate. Și ca să... Unele nu ieșeau, vă dați seama, nu ieșeau toate statuile. Și ca să le vândă pe toate la un preț bun, știți ce făceau? Umpleau găurile din statui cu ceară. Cu ceară, ca să pară perfecte și să le poată vinde la un preț bun. Ei bine, la un moment dat s-au prins cumpărătorii și au zis, hei, voi ce faceți aici? Vă bate joc de noi? Uite, ne vindeți marfă de proastă calitate. Când a început să se topească ceara, statuia arăta urât. Și din momentul acela, negustorii au început să scrie pe statui sine cera, adică fără ceară. Și de aici arată, a apărut cuvântul acesta de sincer, adică fără ceară, fără nimic ascunzișuri, recunoscându-ne starea de decădere. Da? Atâta sunt eu de imperfect încât mi-e și rușine, dar Doamne, așa vin în fața Ta. În al doilea rând, ea a fost o rugăciune personală, rugăciunea vameșului. Vameșul a vorbit despre sine, despre păcatele lui. I-a cerut pentru el iertare lui Dumnezeu, pentru că știa că el este problema. Fariseul ce făcea? Se lăuda și se gândea și la alții. No, eu nu-s păcătos ca vameșul ăsta din biserică. Vedeți, de multe ori, când ne rugăm nouă, ne zboară gândul la alții, la problemele de acasă, stăm în biserică liniștiți și dintr-o dată mi-aduc aminte de cineva și mă gândesc la acel cineva. Dar eu nu mă rog pentru acel cineva, ci doar mă gândesc. Ei bine, noi trebuie să ne aducem cu totul în biserică și să fim cu totul în fața lui Dumnezeu. Nu împrăștiați. Corpul e aici și trupul și sufletul e plecat aiurea pe acasă sau pe unde sunt problemele noastre. Să fim cu totul și cu totul în biserică personali. În rugăciune ești doar tu și Dumnezeu și nu te cunoști și tu te cunoști cel mai bine. Și mai spunea părintele Sofronie de la Essex că în fața lui Dumnezeu poți să stai fără manierisme. Unii cu alții noi ne lăsăm așa purtați de eleganță, te salut frumos, dar cu Dumnezeu poți să fii personal. Adică, Doamne, acum te prinde cravată, dacă o ai, dar știu că nu o ai,
și vreau să vorbesc cu tine. Doamne, am o problemă și vreau să discut cu tine și nu mă ridic de aici din genunchi până când nu simt că mă vei ajuta. Așa se vorbește cu Dumnezeu. Și lui Dumnezeu îi plac astfel de oameni. În al treilea rând, a fost o rugăciune smerită. A pus, ce a făcut vameșul? A pus euul la locul lui. Fariseul se lăuda. Și vameșul ce spunea despre el? Că este un păcătos. Ori de câte ori spui despre tine că ești un păcătos, să știi că nu greșești. Să știi că nu greșești. Începem să fim creștini doar atunci când ne dăm seama că suntem răi. Și dacă nu ne dăm seama, putem să zicem că suntem răi. Pentru că cu timpul vom înțelege câtă răutate stă ascunsă în sufletul nostru. Îmi aduc aminte de o doctoriță bună de la Târgu Mureș, pe care o respect tare mult. Și era mare doctoriță, pediatră, știa să ajute copiii și de atunci nici nu ne-a mai dus la pediatrii după ce a ieșit ea la pensie. Slavă Domnului, da? Și spunea la un moment dat, părinte, apă și în biserică, de ce toată ziua trebuie să zicem că suntem păcătoși? Auzi acolo, am zis, mă, pe cât e de deșteaptă în lumea medicală, pe atât e de proastă în lumea lui Dumnezeu. Nu? Cum adică să zici despre tine că de ce să zic eu că sunt păcătos? Păi chiar suntem păcătoși în fața lui Dumnezeu. Spunea ea la un moment dat, păi dacă eu spun despre mine că sunt păcătos, atunci dușmanii mei ce să mai zică? Păi fă-le tu datoria dușmanilor tăi, fă-le tu treaba lor. Și mergi cu zmerenie înainte, recunoaște-ți păcătoșenia. În al patrulea rând, rugăciunea vameșului a urmărit să obțină mila lui Dumnezeu. Adică, se bătea în piept și zicea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. El chiar a crezut că Dumnezeu este bun când a intrat în biserică și că Dumnezeu îi va da mila. Niciodată nu greșești dacă ceri mila lui Dumnezeu. La orice altă cerere trebuie să adăugăm dacă e voia ta. Dar dacă ceri mila, atunci cer-o cu toată încrederea. Ce vreau să zic prin asta? De multe ori, planul lui Dumnezeu este nepotrivit cu gândurile noastre. Planul lui Dumnezeu, să vă dau un exemplu, ce spunea mie părintele de la spital, nu părintele Mircea, celălalt, este ca un om să treacă prin boală. Și noi ne punem în genunchi și zicem, Doamne, dă-mi sănătate, scoate-mă din starea asta. Dar spunea părintele, dar Dumnezeu i-a dat boala și știe Dumnezeu că boala aceea îi este lui de folos. Când îl caută omul pe Dumnezeu? Când trece prin necaz, nu? Că dacă i-ar merge totul bine, uită de Dumnezeu, nici nu-i mai trebuie să n-audă de Dumnezeu, nici de cum. Dar omul când trece prin necazuri, atunci caută preotul, se pune în genunchi, strigă, Doamne ajută-mă, nu mă lăsa. Ei bine, părintele spunea așa, ori de câte ori ne rugăm și cerem ceva lui Dumnezeu, să zicem și, Doamne, dacă e voia ta, fă-mă sănătos. Dacă nu, dă-mi putere să trec prin boala asta cu credință și cu mulțumire. Și în al cincilea rând, vedem că rugăciunea vameșului a izvorât din inimă. A trăit cu adevărat cuvântul pe care l-a rostit. Nu era un fals în fața lui Dumnezeu. Doamne, miluiește-mă! No, și nu simți nimica. Nu simți că te doare. Nu simți că-ți pare rău. S-a bătut cu pumnul în piept. Și atât de tare încât până și fariseul din față îl auzea. Bă, ce face ăsta, mă, tobă din pieptul lui acolo? Ce tot să bate acolo? Lui părea rău enorm pentru că l-a supărat pe Dumnezeu. A izvorât rugăciunea lui din inimă. Vedeți, iubiți credincioși, Psalmul 50, pe care cu toții îl spunem la rugăciuni, în versetul 18 zice, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. De aceea, Dumnezeu nu l-a urgisit pe vameș, pentru că a venit în fața lui cu o inimă înfrântă și smerită. Cine a învățat deja să-și simtă păcatul, are un mare motiv să fie mulțumitor lui Dumnezeu. Să știți, iubiți credincioși, omul care își vede păcatul, și vă zic eu, aproape niciunul din biserica asta nu își vede păcatul. Vă zic că am început să vă cunosc.
Nici eu nu văd tot păcatul, că dacă mi l-aș vedea, zicea un Sfânt Părinte că dacă ne-am vedea toate păcatele, am înnebunit. Dacă Duhul Sfânt ne-ar arăta cât de răi suntem cu adevărat, am înnebunit pe loc. Și de aceea Dumnezeu ne descoperă treptat. Nu, vezi că aici ai greșit? Vezi că aici nu trebuia să faci așa? Ba nu, Doamne, că nu greșesc niciodată. Ba ai greșit. Îți spun eu că ai greșit. Și trebuia să te zmerești și să accepți. Ei bine, vă spun că omul care își vede păcatul e mai mare decât acel sfânt care învie morții. Deci dacă noi începem să ne vedem păcatele, suntem mai mari decât sfinții care au înviat morții, da? Iată, noi toți zicem la unul și la altul, nesimțitule. Iată adevărații nesimțiți. Cei care nu realizează cât de păcătoși sunt. Ei zic că n-au nicio greșeală. Acela e cu adevărat nesimțitor. Inima lui este de gheață. Nu putem fi pe calea mântuirii dacă nu știm că suntem pierduți, nenorociți, vinovați și neajutorați. Priviți-l astăzi pe vame și iubiți credincioși. Tu ai stat lângă el. Nu ți-e rușine să te identifici cu el? Și o ultimă istorioară cu care vreau să închei. O întâmplare adevărată. Oamenii cu adevărat smeriți sunt cei care știu să-și ceară iertare. Ascultați ce vă învăț. Și puțini oameni știu să-și ceară iertare. Mai bine își taie venele decât să ceară iertare. Nu, eu n-am greșit niciodată. Dacă vrem să pornim pe calea lui Dumnezeu, vă spun că aici e serioasă treaba, nu-i de glumă. Dacă vrem cu adevărat să urmăm pe Hristos și să fim creștini adevărați, trebuie să știm să spunem iartă-mă, chiar dacă nu am greșit. Uitați ce s-a întâmplat. O întâmplare adevărată. Mi-am zis că de mii de ori mai bine să cedez, să fac să mă smeresc și să cer iertare chiar atunci când sunt nevinovat, spunea părintele Paulin Leca. Dar cum poți să ceri iertare când nu ești vinovat, sări Margareta, verișoara mai mare? Și chiar dacă ceri, ce folos ai? Să vezi ce mi s-a întâmplat odată. I-am răspuns. Într-o zi un călugăr scăpase caii din grajd și striga la mine să-i opresc. Eu însă nu știam să umblu cu caii. În copilărie era să mă omoare un cal și de atunci m-a cuprins frica de cai. Și de aceea n-am avut curajul să-i opresc, mai ales că erau niște cai mari și voinici. Părintele striga în culmea furiei ca să-i opresc, dar un alt călugăr mi-a luat apărarea zicându-i, lasă-l, că-i necăjit. E, dacă-i necăjit, striga călugărul pe același ton, să-și iau un ștreang și uite pădurea. A doua zi era duminică și noi încă nu ne împăcasem. Eu vindeam lumânări în fundul bisericii, iar el era paraclisier și îl servea pe stareț în altar. Se apropia Sfânta Liturghie. Trecuse acatistul, trecuseră ceasurile și el nu venea la mine să-și ceară iertare. Atunci m-am dus eu în altar. L-am găsit pe călugăr șezând pe scaun. I-am făcut metanie până la pământ și i-am zis, Părinte, iartă-mă, te rog. Părintele a sărit ars de pe scaun, mi-a pus metanie la rândul său, spunându-mi cu glas cutremurat, Frate Victore, eu sunt vinovat. În fața lui Dumnezeu i-am zis, toți suntem vinovați. Vina mea este totuși că n-am oprit caii. Ne-am împăcat și am rămas prieteni buni până în ziua de astăzi. Dumnezeu să ne ajute pe toți, să avem smerenia vameșului cu care să începem astăzi și să o ținem toată viața noastră. Amin.